Conducerea primăriei a realizat în această perioadă o trecere în revista investițiilor realizate în acest an pentru a vedea cum se vor încheia lucrările realizate în 2016 și ce rectificări interne mai sunt realizate în acest an. Miercuri, ședință tehnică cu domnul Ioniță, cu domnul Bojescu, cu domnul Alexandru Ciprian, cu domnul Ienache, cu care am discutat lucrurile de sfârșit de an, să vedem unde mai avem rezerve, ce mai avem de achitat, unde nu s-a cheltuit, pregătire de rectificări și de încheierea anului 2016, apoi în jurul prânzului vizită în teren cu domnul director Ienache la mai multe puncte de lucru și în fundătura crizantemilor și în zona Mihai Eminescu și la gară unde se lucrează la monument. În perioada următoare se vor încheia toate lucrările în curs de realizare înainte de instalarea iernii. În măsura în care timpul o va permite, se vor mai încheia o parte din aceste investiții.